venit la provocarea exercițiului de matematică. Așa, dragilor, bună seara și bine ați venit. Haideți să ne apucăm de treabă, ne-a jucat, o, a jucat o festă. Ușoară, pus. Deocamdată o facem camera. Mai târziu. O facem mai târziu, da? Dar dacă nu știu conținutul, dar Cassandra, nu pot să fac ceva, o problemă pe care nu, a cărui conținut nu știu. Nu știm, da. Dar știu că nu-i mistez. Așa. Ai, dați probleme? Da. Nu. De la A la B, da? Cu fracții? Exact. În prima parte, a parcurs două cincimi din distanță. Deci merge două... După ce merge două cincimi din distanță, după ce merge două cincimi din distanță, constată că i-ar mai trebui x kilometri, și am să vă spun eu, x kilometri pentru a parcurge, o treime din distanță. Pentru a parcurge o treime din distanță. Da? Câți kilometri are drum? Deci, el are de parcurs o anumită distanță. Cu segmente lucra. Da, copii? Are de parcurs o distanță. După ce merge două cincimi, ce înseamnă două cincimi? Cassandra, o să împărțim tot drumul. Cinci segmente. Cinci părți egale. Două, trei, patru, cinci. De câte trei pătrate? Da, tu spui cinci. Bine de câte trei. Dar de ce te gândi la de câte trei? Pentru că arată acolo 1 pe 3. Asta este motivul, da? Asta e motivul. Deci, împărțim în 5. Da? Luăm două cincimi, din... Adică două segmente. Deci două cincimi, două segmente. După ce parcurge aceste două segmente, își dă seama că i-ar mai trebui un număr de kilometri pentru a fi parcurs o treime. Păi dacă le împărțim pe toate trei, dați un multiplu de 9. Da. Cassandra a spus că a luat în raționamentul pe care vrea să facă fiecare de câte trei. Da, păi fondul segmentul poate să ați înțeles de, de ce a luat de câte trei? Da, că eu nu pe trei din rom. Că în etapa următoare are nevoie de o treime. Și atunci fiecare segment îl împarte în trei, da? Fiecare în trei. Și câte segmente de astea micuțe de câte trei face? 9. De ce 9? Pentru că 3 ori 3. De ce 3 ori 3? Pentru că ne-a mai rămas 3 segmente. O secundă. Câte sunt de toate? De câte 3? 15. Corect. Da. Deci toate sunt 15. Și 15. Trebuie să-i dați mai multe pe de 9. Păi 5 ori 3. Adică... Da. Nu te grăbi. Atenție! După ce merge 2 5, constată că ar mai trebui un număr de kilometri ca să ajung la o treime. Unde înseamnă o treime din drumul ăsta? O treime din drumul înseamnă... Adică uitați, vă opriți între... Cât înseamnă 3? Câte de astea micuțe sunt? 15. Sunt 15 de astea. 15 împărțiri.
Da? Și o treime din 15? Sunt 5. 5. Adică 3 aici. 3 și încă 2. 2. Nu-i bine formulată problema. Nu-i deloc. De ce nu-i bine? Când el a parcurs 2 5. Deci corect este, zic, mare de parcurs atâta. Atunci se spune că parcurge o cincime. Hai să modificăm problema. Oh. După ce parcurge o cincime din distanță... Nu mă trebuie să stai bine. Nu atâta, nu e atâta filozofie. Faci de mult de pe un segment. De câte trei din fiecare. Câte trei e, da? Așa. Și... Și după, împărțim în 5. Și după ce parcurge o cincime, o cincime din toată distanța, da? După ce merge o cincime din toată distanța, adică până aici, o cincime, constată că i-ar mai trebui un număr de kilometri care să, până ajunge la, la cât? La o treime de distanță. Trebuie să ne dați un multiplu de 12. Cine îmi spune un multiplu de ce dau, trebuie dat? Sunt foarte încântat. Da, stai, nu înțeleg. Să dați un multiplu de 12, domnul profesor. Hai, hai să luăm încă o dată, Daria, da? Deci, el are de parcurs distanța asta. După ce parcurge o cincime, adică asta care am marcat-o, constată că i-ar mai trebui un număr de kilometri ca să ajungă la o treime din distanță. Ce înseamnă e treimea? Unde este treimea din distanță? Păi 3 segmente și încă 2. Adică treimea din 15? Treimea din 15? Nu te grăbi, vreau să pătrund să ne aminte pe unde este am făcut. Dacă e treimea, deci mai 15. Atenție! 15 împărțit la 3, face 5. 5 de astea micuții. Da. Și treimea unde va fi acum? 3, 4, 5, adică un segment și încă două bucățele. Asta-i! Păi ce-am zis deci, eu? Ai zis bine, mă, dar am vrut să ajungă și ea. Dar tu ai zis bine. Nu mă cer cu tine, vezi, vezi? Suntem prieteni. Deci, asta e o treime, da? Asta e o treime. O treime. Pe urmă, încă 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Iarăși o treime. Și în felul ăsta, cât i-ar mai trebui ca să ajung la o treime? Ea mi-ar trebui cât? Câte de astea micuții mi-ar trebui, Daria? Ca să ajung la o treime. Câte îi mai trebuie? Două, Daria. Deci, astea două, de astea două mari nevoi ca să ajung la o treime. Uite, vezi? Astea două, Daria. Deci, după ce au parcurs o cincime, constată că îi mai trebuie un număr de kilometri ca să ajungă la o treime. Trebuie să dați un multiplu de 5. Un multiplu de 2, măi. Păi hai să vedem încă o dată. Insistăm. Că de aia suntem aici, da? Insistăm. Vă zic că ea are de parcurs toată distanța asta. După ce parcurge o cincime, o cincime din toată distanța, constată că i-ar mai trebui un număr de kilometri, Daria, îi mai trebuie un număr de kilometri ca să ajungă până la o treime din distanță. Care-i treimea? De unde până unde ține treimea? 5 segmențele. 5 segmențele. Adică treimea ține, iată, Daria, treimea ține... Treimea ține, iată, de aici, până aici. Asta e treimea. O treime. Și care este zona pe care trebuie să o acopere cu kilometri? Două pătrățele de acestea. Deci așa i-ar mai trebui, așa în kilometri măsurată, îmi trebuie deci un multiplu de 2. Se spune că i-ar mai trebui 6 kilometri. I-ar mai trebui 6 kilometri. Da? Iar mai trebuie 6 km. Și atunci, cum procedăm aici ca să facem problema?
dacă ar mai trebui 6 km. Păi facem 6 împărțit la 2. Așa, deci 6 km ăștia înseamnă 6 împărțit la 2, 3. Deci numai una singură, o singură pătrățică de asta, un singur segment. 15 ori 3, 45 de km. Da, facem 45 de km. Deci unul singur are 3 km. Da, unul singur 3 km și atunci vine 15 ori 3. Hai să gândim problema. Deci, o cincime din distanță înseamnă, echivalent, înseamnă, împărțim segmentul tot în 5 părți, da? Împărțim în 5 părți, împărțim. Aș vrea să scrieți chestia asta, exact ce scriu eu aici, da? Împărțim segmentul în 5 și luăm o parte. Deci împărțim segmentul în 5 și luăm o parte. Partea pe care o luăm, am notat-o acolo cu hai să zicem cu albastru. Deci partea pe care o luăm. O cincime notată cu o parte notată cu albastru. Dedesubt. Asta a fost prima fază. Cum vorbim de o treime din toată distanța, zicem dedesubt. Cum vorbim de o treime din toată distanța. Deci cum vorbim de o treime din toată distanța, înseamnă că fiecare segment este împărțit în 3. Deci înseamnă că fiecare segment este împărțit în 3 părți. Toată distanța egală cu 3 ori 5 egal 15 segmente mici. Deci toată distanța înseamnă 15 segmente mici. O treime din 15 segmente, deci o treime din 15 segmente este egal, o treime din 15 segmente este egal cu 15 împărțit la 3 și egal cu 5 segmente mici. Da? 5 segmente mici. Nu, o treime din 15 înseamnă 15 împărțit la 3 egal cu 5 segmente mici. Te rog. Insist. O cincime din distanță înseamnă să împărțim segmentul în 5 și să luăm o parte notată cu cine am zis? Parte notată cu albastru. Cum vorbim de o treime din toată distanța, înseamnă că fiecare segment este împărțit în 3, da? Și toată distanța înseamnă 3 ori 5, care înseamnă 15 segmente.
O treime din 15 segmente înseamnă 5 segmente mici. 5 segmente mici. 3 albastre și cu 2 roșu. Dați cum e acolo. Deci, cele 5 segmente înseamnă 3 albastru plus 2 roșu. S-a împlinat, mă, e de acolo. Roșu, să zic. Ei, asta înseamnă că el constată că ar mai avea de parcurs 6 km, da? Până la o treime. Din 5 segmente. 5 segmente mici. Care înseamnă, cât am zis, o treime din distanță. O treime din distanță înseamnă 5 segmente mici. Scădem 3 segmente mici și rămân, rezultă 2 segmente mici, care înseamnă 6 km. Rezultă un segment mic egal cu 3 km. La un segment mic egal 3 km. Toată distanța, cât va fi atunci? Distanța toată. Distanța. Așa trebuie făcut. Asta înseamnă redactare. Păi, mai, copii, pentru că voi trebuie să înțelegeți doar 3 relații scrise, nu suficiente. Trebuie să învățăm să redactăm corect, ca atunci când corectorul trece și urmărește lucrarea, să aibă suficiente motive să te noteze corect. Ca așa noi spunem, 3 ori 5, 15, termină problema. Da. Nu e suficient. Da. Distanța. Deci, din clipa asta, la redactare, insist pe treaba asta. Și o să le iau încă o dată. Distanța egală 3 km ori 15 egal cu 45 km. Da. Insist pe problemă pentru că vreau să... Un pic. Dalia? Hai. Toată lumea este atentă. Ne amintim problema. Zice, un biciclist are de parcurs o anumită distanță. După ce parcurge o cincime din toată distanța, constată că mai rămân X kilometri. Nu știam cât să dau. Când am reușit să dau corect problema Daria? Număr de kilometri. După ce am făcut figura, am figurat cu atenție, Davide, am figurat și mi-am dat seama că distanța pe care trebuie să o dau trebuie să fie multiplu de 2. Da? El constată că i-ar mai trebui un număr de kilometri. Și acum răspund. I-ar mai trebui 6 kilometri. 6 kilometri. Dar scris asta. Acum, era X kilometri. I-ar mai trebui 6 kilometri pentru a parcurge o treime din toată distanța. Insist. Vreau să fiți lângă mine ca să putem prinde problema. Deci, vreau să zic că are de parcurs o distanță. Am luat o cincime. Am împărțit tot întregul segmentul în 5 și am luat o singură cincime. Fiindcă vorbim de treime, nu pot măsura treimea în urma împărțirii la 5. N-am cum. De aceea împart fiecare segment în 3, ca Sandra a fost aici foarte atentă, și a zis să împărțim fiecare în 3. Și fiecare segment în 3 împărțind, fiindcă sunt 5 de toate, am repede 15 segmente în total. Că 5 ori 3 fac 15. Iar acum treimea lui 15 o pot face. Treimea lui 15 este 5. Da? Treimea lui 15 este 5 segmente mici. 5 segmente mici, iar fiindcă a parcurs doar o cincime, a parcurs doar 3 segmente mici, diferența de 2 segmente
înseamnă kilometri pe care ar mai avea până la treime. Câți kilometri mai are până la treime? Mai are de parcurs, am spus 6. Trebuia să dau multiplu de 2 ca să împarte exact. Ori 4, ori 2, ori 4, ori 6, ori 8, da? Dacă ziceam 7 km, nu s-ar fi împărțit la 2 prea simplu, pentru că a fost un pic mai complicat. De aceea am dat... Da, da. De aceea am dat așa și am văzut că un singur segment înseamnă 3 km. În final, ați văzut 45 km. Vreau să modificați voi problema asta. Să formulăm o altă problemă. Noi acum? Acum, pe loc. Acum, pe loc. Da? Deci modificați problema încercând să dați nu după ce parcurge după ce parcurge ceva, să punem noi ceva după ce parcurge o anumită fracție 2/5, vă dau, după ce parcurge nu, două... lăsați-ne pe noi să punem nu, vă rog 2/5 îmi lăsați am dat eu dădarea și spunem așa după ce parcurge 2/5 îi mai trebuie un număr de kilometri pentru a ajunge la... Lăsați-ne pe noi acum, la? La? Dar eu să faci ce urmărești acum, faci tu acasă, da? Mai ajunge, iar mai trebuie un număr de kilometri pentru a ajunge la 3 pătrimi. 3 pătrimi din distanță. Deci după ce parcurge 2/5, 2/5. Păi acum ne dați dumneavoastră deja problema, ne-a dat. Da. V-am mai dat și următoare vă las pe voi, dar acum am făcut încă un antrenament că v-am văzut că nu erați suficient de atenți, da? Nu mai dați pe 3 sau 4 pe 3 sau 3 pe 4 din distanță, adică... Las, din restul vrei, probleme de acelea din și rest, nu, este mai interesant ăla. Asta, da. Și voi să fixați X-ul. Deci, ați spart. Relați problema. Greu, da. Deci, un biciclist are de parcurs o anumită distanță. De la mare. După ce parcurge 2/5 din distanță, constată că ar mai trebui un număr de kilometri X. A spus 3 pătrimi. Da, un număr de kilometri X pentru a ajunge la 3 pătrimi din distanță. Pentru adică a... 3 pătrimi, adică practic din tot segmentul ia 3, nu? Da. La 3 pătrimi. Mai, da, 3 pătrimi din distanță. Iar mai trebuie un număr de kilometri pentru a ajunge la 3 pătrimi din distanță. A, nu pricep la asta. Cum să nu te pricepe? Da, bine. Deci, atenție. Sigur că da. Trebuie să ne angajăm. Să gândim pozitiv. Asta e esențial. Fiindcă vorbim de 2/5, ce facem în prima fază? Eu știu să fac 2/5 în segment, dar după nu mă fidea. Deci facem 2/5, da? Da, mă împărțim segmentul la 5. O, domn profesor, dar dacă ne ajutați, nu mai e problemă. Păi, facem fiecare, lucrăm acum. O să mă ajute David acum. No. Da, te rog, David. Hai, David. Hai, trebuie să vorbești. Acum, spune, deoarece vorbim de... Zic că de acum pun mască de rând. Da, deoarece vorbim de 2/5, vorbește, te rog. Fiindcă vorbim de 2/5, împărțim segmentul în 5. Așa. După aia îl împărțim în 4. Deci după ce, dacă vorbim de 2/5, îl împărțim în 5. 2, 3, 4, 5. Profesor, dar nu-i bine. De ce? Pentru că mi-a dat 2/5, dar 2/5 nu-i bun. Nu putem să punem. Da, chiar. Pentru că o să facem 20 împărțit la 4, 5 și noi avem, o să avem aici 8 segmente pe care trebuie să le luăm. Ca așa zice cealaltă. O secundă. Așa a spus atât. Deci ce am făcut acum? Am luat 2/5 din tot, da? Am parcurs 2/5. Și fiindcă vorbim de 3 pătrimi din toată distanța, înseamnă că împărțim pe fiecare segment în 4. Da. Și noi, practic, acolo am luat 8, deci, dar noi trebuie să facem 20 deci, da. Împărțit la 8, împărțit la 4, care ne dă 5. Și atunci noi deja am luat 8. Adică o să ne rămână în segmentul luat. Nu e luat. Trebuie să puneți mai mult. Iată, nu, te rog, să vezi că am eu dreptate. Deci eu împărțim în cât? În cât împărțim acum? În 3.
În câte împărțim, trei. În trei. Mă, în patru, mă. În patru, că vorbim de trei pătrimi. Împărțit deja, pa. În patru. Deci, una, fiindcă vorbim în patru, fiecare jumătate în două. Da? Fiecare jumătate în două. Deci, jumătatea era în două. Jumătatea era în două. Ca să avem un păț. Păi, de patru pătrățele trebuia să luați fiecare. Păi, da. Așa. Cât facem? 4 ori 5 ori 20 de segmente mici. Și facem 20 de segmente. De ce două? 20 de segmente mici. Da. Și noi trebuie să luăm? Noi trebuie să luăm 3 pe 4. Și practic facem 20 împărțit la 4. 20 împărțit la 4, care dă 5. Dar și 5 ori 3? Dar 5 ori 3. Păi dai că 3 5, 3 pătrim. 3 pătrim. 15. N-ai zis că 3 pătrim din 20? Că luăm 3 pătrimi din 20, Daria. Așa? 3 pătrimi. Că zice, iar mai trebuie un număr de kilometri pentru a atinge 3 pătrimi. 3 pătrimi din 20 înseamnă? Cât înseamnă? 3 pătrimi din 20 înseamnă? 20 împărțit la 4, 5, 3, 15. 15 segmente. Deci aici ajunge, când zicem la 3 pătrimi. 15. Atunci trebuie să dați un multiplu de 7. Adică trebuie să dați 49. Da, 49, așa mă gândeam și eu. O secundă. Găsesc, vezi? Deci, după ce parcurge distanța asta, copii, de 2,5, care înseamnă câte segmente mici? Înseamnă 8 segmente mici. Spune că iar mai trebuie pentru a ajunge la 3 pătrimi, aici trebuie să fie. Adică 3 pătrimi înseamnă 15 segmente mici. Da? 15 segmente mici. Deci 15 segmente mici înseamnă egal 3 pătrimi din distanță de la 15, de la 8 până la 15, cât îi mai trebuiesc? Ați spus bine voi, îi mai trebuiesc segmente de 7 segmente, da? Da. Îi mai trebuiesc 7 segmente. Puteți dați 49? O să dau 49. Deci îmi mai trebuie 7 segmente. Iată, acesta este. Asta e distanța pe care el constată că o mai are de recuperat, de făcut 7 segmente mici. Și atunci, trebuie să dau distanța cu un multiplu de 7. Și Daria a spus să dau 49 km. Da? 49 km. Nu am văzut, vă spun sincer, n-am înțeles. Pe urmă, mai umplu de bucurie. După ce eu mă chinuie și tot vorbesc, tu ai răspuns foarte simplu. N-am înțeles. Reluăm încă o dată, da? Asta faci. Davide. Vorbim de toată distanța asta. Da, împărțim la 5. Împărțim la 5, fiindcă vorbim de 2, 5. După aia împărțim la 4. Din ce motiv împărțim la 4? Pentru că e 3 pe 4. Vorbim de 3 pătrimi și nu putem lua din 5 alea cu pătrimea. Și de aceea suntem nevoiți să împărțim fiecare segment în 4. Și atunci toată distanța este surprinsă, este văzută în segmente mici de câte 5 ori 4. Deci toată distanța asta, uite așa de aici până aici, înseamnă 20 segmente mici. Că fiecare câte 4, da? Și sunt cum 5, 5 de astea mari, așa am fost părțit în dar. Înseamnă 20 de segmente mici. Bun. Și acum, cele două cincimi, cele două cincimi care le-a parcurs înseamnă 4 segmente mici și încă 4, Casandra, da? 4 și încă 4. Deci, în total, 8 segmente mici a parcurs în prima fază.
ca să ajung la 3 pătrimi din toată distanța, ca să ajung la 3 pătrimi, trebuie să împărți distanța, înseamnă 20 de segmente și noi luăm 3. O singură, o pătrime înseamnă cât? Înseamnă 5 segmente, nu? Că împărțim pe 20 la 4 și face 5 și 5 ori 3, 15. Deci el trebuie să ajungă, ca să facă 3 pătrimi, trebuie să facă 15 segmente mici. Da. Cum a parcurs 8 segmente mici, ar mai trebui câte segmente ca să ajungă la 3 sferturi din distanță? 7 segmente mici. Păi de la, din, dacă a parcurs 8 și până la 15, până la 15 care înseamnă 3 pătrimi, nu sunt 7 segmente, adică din 15 scădem pe 8 și rămân 7. Deci asta e bucata pe care trebuie să o parcurgă el în continuare. Și de aceea trebuie să dăm, fiindcă e 7 segmente mici, dăm un multiplu de 7. Puteam să dăm 14, dacă ați putea împărți pe 49 la 7. Puteam să dăm 7, 14, 70. 21, 70, da? Un multiplu de 7. 35. Corect. De aceea, ea, dar ea a fixat 49, că 49 se împarte la 7 și găsim că un singur segment de acesta este de câte, de un singur segment de 7 km. Și cum în total toată distanța e de 20, 20 ori 7, 140 de km. Am înțeles. Da? Deci aici e șmecheria. Nu o prindeam acolo, deci mai adăugăm noi segmente. Da, fiindcă nu putem lucra cu cincimea, dar fiind faptul că urmează și pătrimea, pe fiecare segment îl împărțim în 5, vedem cât, care e numărul de segmente în total, de la un cap la altul, cu segmente mici, da? Cât cu segmente mici, după care, imediat ne dăm seama ce însemna 3 pătrimi, înseamnă 15 segmente mici, ce însemna cât a parcurs el, cele două cincimi, înseamnă 8 segmente mici, și facem diferența și găsim cea pe care ar mai, o mai are de parcurs până ajunge acolo. Și constatăm că 7 segmente mici. Da? Care ar fi etapele? Etapa întâi, Cassandra. Etapa întâi. Împărțim segmentul în... segmentul în 3, în 4, 4. În 5. În 5. Da? Da. Da? Deci, uite acolo, 2, 5. Deci, chiar notați-vă. Etapa întâi. Etapa întâi. Etapa întâi. O să facem așa fiecare problemă? Da, așa e foarte important să se faci, cum vă spun eu, da? Ca să fie bine redactată problema, corect redactată, așa? Nu înțeleg. Cei care ne citesc problema, uite când văd așa niște măzgăleri, nu înțeleg mai nimic. Dar dacă am spus ce am făcut în fiecare clipă, el atunci zice, oh, e clar, ce frumos a redactat. Așa, da, spunem. Deci, așa împărțim... Da. Neapărat. Da, 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 ca să... Păi acum da, dă doar 90 de minute. Păi da, este suficient timp. Problema este frumoasă, interesantă. Vreau să ai 30 pentru matematică și 30 pentru română. Da, domnul, tu trebuie doar să ții minte toate propozițiile și trebuie doar să... Da, cum e. Deci nu trebuie să ții minte propozițiile, trebuie să știi algoritm, adică pașii care trebuie să urmești. Etapa întâi, cum vă spunem mai devreme. Etapa întâi, spuneți. Împărțim tot segmentul. Am scris asta eu. Da? Etapa 1. Împărțim tot segmentul. În 5. Etapa 1. Împărțim segmentul în 5 părți și luăm două din ele. Etapa a doua. A doua. Ce face în etapa a doua? Le împărțim în patru. Așa, mă. Împărțim fiecare. Fiecare segment în patru și constatăm că distanța
este 5 ori 4 egal 20 segmente mici. Și constatăm că distanța înseamnă 20 segmente mici. Da? După ce am împărțit fiecare 4, 20 segmente mici. Dacă te joci, medalia, eu fac și tu lucrezi și tu te joci. Deci împărțim mai întâi, prima etapă, am zis că împărțim segmentul în 5 părți și luăm două din ele. Etapa a doua, împărțim fiecare segment în 4 și constatăm că distanța este acum, ce înseamnă? 5 ori 4, 20 de segmente mici. Și de subliniuță, a parcurs. A parcurs. Câte segmente mici? 8. Așa. 2 ori 4. 2 ori 4. A parcurs 2 ori 4 segmente mici. 2 ori 4 egal. 2 ori 4 egal 8 segmente mici. Vedeți sub toată liniuță. 3 pătrimi din 20 segmente mici. Deci 3 pătrimi. Care te joci? Treaba ta. Eu vorbesc aici, dar ce păcat. Uite că trebuie să întreb lecția ca să atrag atenția. Deci 3 pătrimi din 20 segmente mici înseamnă ce facem? Pe 20 împărțim la 4 și mulțim cu 3. Adică ne va da. 20 împărțit la 4 și mulțit cu 3 egal cu 15 segmente mici. Da? 15 segmente mici. Din 15 scădem pe 8 care le-a parcurs. Deci 15 minus 8 egal cu 7 segmente mici. Aceasta e distanța pe care o are de parcurs. Da? 7 segmente mici egal distanța. Ori 8, nu? 15 minus 8. Distanța pe care o are care o mai are de parcurs până la 3 pătrimi. Deci până aici, 8, 7, 7. De aceea dăm un multiplu de 7. De aceea dăm un multiplu de 7. De aceea dăm multiplu de 7. Și în cazul nostru am dat 49 și atunci 49 împărțit la 7 egal cu 7 km reprezintă un segment mic. Reprezintă un segment mic. Da? 7 km reprezintă un segment mic. Și acum zicem 7 ori. 7 ori cât? 7 ori 20, ca să aflăm toate. Dacă 7 km înseamnă un segment mic, acum... E 240. Distanța... Distanța... egală cu 7 ori 20. Da? Și egal cu 140 km. Și egal cu 140 kilometri. E 39. 39, mai este, mai avem. Da? 39. Egal cu 140 km. Reiau încă o dată problema. Și acum o lăsăm pe Daria să ne formuleze o problemă, că tot a insistat foarte tare pe modelul ăsta. Te rog, Daria. Păi, ușor. Așa, acum de genul ăsta. După modelul ăsta. Așa, deci un bicicletă parcurge un drum. Are de parcurs un drum. Da, așa. După ce parcurge
3 pe 7 din distanță. Perfect. Deci, modific și aici. 3 pe 7. 3 pe 7 din distanță. Din distanță. Da, constată. Constată că mai are de parcurs un număr de kilometri. Constată că mai are de mai are de parcurs un număr de kilometri. Are de parcurs X kilometri, da? Și urmează să da. Pentru a ajunge la... Pentru a ajunge la 3 pe 5 litri. Pentru a ajunge la 3 5 Da. Pentru a ajunge la 3 5 din drum. Da. Foarte frumoasă problemă. Insist încă o dată. Te rog să mai insist și tu ca să facem pe prietenii noștri să ți reacă. Da. Deci, rezolvăm problema sau așa? Da. Un biciclist a parcurs... Are de parcurs un drum. După ce a parcurs 3 pe 7 din distanță, constată că mai are de parcurs un număr de kilometri. Are un nas zăldai. Da. Ăla-i secretul. Da. Ăla-i secretul. Pentru a ajunge la 3 pe 5 din distanța totală. Așa. Cassandra ne-a formulat darea problema. Hai să o rezolvăm. Păi se dă foarte tare. Mulțumesc că n-a să se așa. Păi, să vină și de să mă ajute puțin, da? Poate... Nu, avem nevoie de ajutorul lui, că ne descurcăm foarte bine. Cassandra, te rog să citești problema. Păi, un biciclist merge un anumit... Are de parcurs o anumită distanță. El constată... După ce parcurge... O... Stați. Trebuie. După ce parcurge? 7 3 șepțimi. 3 șepțimi. Din distanță. Din distanță. Mai are de parcurs X kilometri. Pentru a ajunge la 3 cincimi din distanță. Deci, facem un segment de câte 7. Deci, luăm un segment mare. Un segment mare, îl împărțim în 7. Da. Deci luăm un segment. Da, apoi un segment îl împărțim în 5. Adică... Și fiecare segment în 5. Da. Deci... Lipsește inspirația. Îți lipsește coconalecul. Și mie. Adică de-aia aștept să vă rezultatul deci... care ți-l dă ție la problema asta. Da, nene. Deci în 7, da? Bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, da? Și ai spus că fiecare împărțim în 5, da? Da. În final. Iată. Vom avea câte segmente pentru toată asta. Deci în fiecare câte 5, 1, 2, 3, 5, 5 da, profesor. Mă scuzați, puteți vă rog frumos să schimbați din 3 pe 7 în 2 pe 7? Lasă așa. Problema mea, pentru că eu practic o să am 15 bucăți și eu va trebui să iau 15 bucăți și o să mai dai nimic. Pentru că am făcut numărul care, adică deci 5 ori 7, 35, 35 părțile, 5 apoi 3, adică 5 ori 3, 15. Și nu îmi dă corect. Și puteți să schimbați în 2 pe 7. Ca ea, să... Focusez eu și acum mă pui să știi. Lasă-mă că auzi că are un motiv ea, că acolo nu-i mai este nimic la distanță, zice ea. Deci, da, ca să ne convinge și noi, să înțelegem și noi problema. Da, eu pot să fac cu... Terminat-o. Da, tu te duci așa. Și pot să vă dau imediat. Număr de kilometri? Da. Ca să am dat. Hai să împărțim în 5. Ai spus câte... Păi 5, 7, 35. 35 înseamnă toată distanța. Bine. Acum, Cassandra, hai să facem așa. După ce a parcurs 3 șeptimi. 3 șeptimi înseamnă 3 segmente de cele mari. Da? Adică din 35, cât înseamnă toată distanța asta, 35 de segmente, face 5 ori 3, parcurge 15 ca asta, nu? Deci el parcurge 15. 15. Bun. Acum, zice așa, că face o referire la 3-5. Domn profesor, 3, 5, adică exact tot 15
segmente, nu? Da. Și ea a observat 15-15 și nu i-a plăcut deloc. A, da, păi și am vrut să pun 2-5 ca să am 15-5 segmente. Am înțeles. Care să-mi rămână. Deci două șef timpuri mai și după cum ai modificat o problemă, tu ești șefa. Da, Davide, te rog frumos, că dacă tu dădeai o problemă și nu-ți mergea, la fel făceai. Sigur că da. Foarte clar, trebuie să vedem cum anume deci, asistăm. Eu n-am știu problemă, eu am pus așa o problemă, pur și simplu, la întâmplare. La nimereală. Da, și când da. Și-a a constatat că nu-i rămâne diferență de segmente nu, acolo, da, adică, a revenit. Bine, bine. Da, da, a revenit. Domn profesor, numărul care îl punem acolo sus, 20 de kilometri. 20 de kilometri, deci de tu ai venit și ai și modificat. Ai dat 20 de kilometri, n-ai cum să dai deodată. Deci n-ai cum să dai nu. Numărul de kilometri și după ce faci jocul ăsta. Dacă dădeam 21 sau 22, nu mergea și... Numai multiplu de 5. Da, trebuia să dau un multiplu de 5. Hai ca Sandra să urmăriți. Depinde cum pun problema, da? 20 kilometri. Da? Constată că i-ar mai trebui, mai are de parcurs 20 kilometri. Păi facem la fel, un segment și împărțim în 7. Deci l-am împărțit în 7. Iar acest segment... Fiecare segment în 5. Așa. Ca să ne te-ar juca să iei de fiecare de 5. Da, da? Așa faci. Ca să ne vină foarte ușor. Da. Păi, iar. Asta o continuăm sau o tăiem? O, care o continuăm. Asta care e acum. Păi în loc, de 3 pe 7, scrie 2 pe 7 și continui problema. Eu am făcut segmentul la urmă. Păi, făcut foarte bine. Acum luăm doar două, uite, atâta luăm, Davide, că atâta a mers el, însemnând că a mers, de fapt, 15 segmente mici, da? Când e vorba de două șeptimi, deci 2 pe 7, egal 15 segmente mici. Deci o luat ăsta două. Așa. Și dacă nu să știu ce trebuie să facem. Și acum zice că ar mai trebui 3 cincimi ca să ajungă... Da, poți să fac pe care toată problema? Da, gândește. Iar mai trebuie un număr de kilometri ca să ajungă la 3 cincimi. De aceea, cele 35 de segmente împărțim în... 3. O secundă. 35 le împărțim în 5. Și ne va da 7. 7 ori 3, 21. 21, nu, 7 este, nu? 21. Ori 3, 21. Și acum de la 15, de la... Mai adaug 3. De la 10, sau 15 segmente. 15 segmente. Dar de ce 15? Nu-i bine 15. Ba, stați. 10. 10 segmente. Deci de la 10 segmente mici. 10 segmente mici. Ca să ajung la... Ca să ajung la... 21 trebuie să mai adaug încă 11 segmente. 11. Adică două segmente și încă unul. 21. Deci ăsta de până aici, da? Daria, nu cred că ai făcut bine. Mi tu ai unde cred. De ce? Păi uite-te, hai să vedem așa. Trebuia să luați două segmente, nu unul. Secundă. Ok, ok. Deci... Vorbim de două șeptimi, da? Două șeptimi înseamnă asta, înseamnă 10 segmente. Da. 10 segmente mici. Da? 10 segmente mici. Că fiecare a împărțit-o în 5, da? Da. Bun. Ca să ajungă la 3 cincimi, înseamnă că toată distanța asta, împărțim în 5, da. Și vine 7 segmente pentru o cincime. Și ori 3, 7 ori 3, 21. Deci 3 cincimi înseamnă la 21 de segmente. 1, 2, 3, 4, 5. Aici trebuie să ajungă. Nu trebuie să fac, adică eu am 35 împărțit la 5 ori 3, nu? 35 împărțit. 7 ori 3. 7 ori 3, 21. 21. Și cum 10 le-a consumat, mai are 11. Eu cred că am făcut 35 părți la 5 care mi-a dat 5. Așa. Da, cred că am făcut și da, eu. Da, da, da. Deci 35 ar mai avea de parcurs. Înseamnă că observăm asta e distanța pe care el o mai are de parcurs
pentru a ajunge aici. Aici înseamnă? Da. Să revenim. Dar ce să-i fac? Dacă voi face așa, ce-i fac? Nici eu nu știu. Da, hai să facem. Ține puțin. Deci 11 segmente mici, da? 11 segmente mici. Trebuia să facă ce, Casandra? Dalia trebuia să ne dea un multiplu de 11. Da? Un multiplu de 11. 22. Deci 22 de semne. Da? Mai greșește și omul. Așa, 22 de kilometri. Eu mai lipsit 2 kilometri. Da, 22. Și acum 22. Asta înseamnă 22. Aceste 11 segmente, 22 kilometri. Și înseamnă că un singur segment, câți kilometri va avea? Un va avea 5. Deci un singur segment, 22 împărțit la 11. Da, 2. Egal cu 2 kilometri înseamnă un singur segment. Cât e toată distanța pe care o are biciclistul? Deci 2 ori 35 și 2 ori 35, 70 de kilometri. Deci 70 de kilometri are de parcurs. Nu s-a rezolvat de loc. Bun. Am mai o problemă. O secundă. Vrem să finisăm ideea, vrem să o înțelegem foarte bine. Am înțeles, domn profesor. Da? Da! Că a spus un tic, am înțeles un pic de rost, deci nu trebuie să mai face nimic. Practic se împarte prima dată, pe urmă se împarte fiecare la numitorul de acesta, yes. Vedem cât înseamnă toată distanța, vedem ce au parcurs prima dată, două șertini înseamnă 10 segmente, vedem cât înseamnă cele 3 cincimi din toată distanța din 35 și care sunt, câte segmente sunt aici în plus? Da. Aceste segmente, câți kilometri? Vedem cât se reprezintă un singur segment, înmulțim cu 35, da? Și totul este rezolvat. Deci am făcut o problemă, acum aveți toată problema făcută. Și cu kilometri și tot, că am rezolvat-o. Nu, domn profesor, vă rog. Dar asta e mult mai ușoară decât aceasta. Mi-e dur de frate. E mult mai ușoară decât aceasta. Vă jur. Dă-i-le colegilor. Nu. Spuneți, vreau să anotați-vă. Un biciclist are de parcurs un drum. Nu mai fă ca Țăranul, că mai fă. Ai grijă cum vorbești. Se vede la cameră. Deci, un biciclist are de parcurs un drum. Da. După ce parcurge 2 pe 9 din drumul, constată că mai are de făcut 24 de kilometri pentru a face... Deci, un biciclist are de parcurs un drum, da? Da. După ce face 2 pe 9 din drum, 2 pe 9 din drum, constată că mai are de făcut 24 de kilometri. Mai are de făcut 24 de kilometri. Dacă nu vă dau acum, răspuns pe mâine. Da. Pentru a face 2 pe 3 din drum, aflați drumul. Stați că acum vă spun răspunsul, nu puțin. Dacă îmi dai răspunsul direct, David, eu te aplaud. Dar nu te uita în caietul meu, cum e frumos. Dar nu-ți vede până acolo. Dar să știți că vede. Da. Are ochii bine formate. Da. Vede bine. Da? Da. Poate la o poștă, orice. Vede mai bine decât mine cu ochelari. Și decât mine. Așa. Sunt ochist. Așa. Problema a fost înțeleasă? Da. O să o faceți acasă. Aleluia!